Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Spre a comenta această informație de ultimă oră, a venit în urmă câteva, aș putea spune deja 10 de minute, cu privire la decizia în cazul Simonei Halep, o decizie care nu e definitivă în momentul ăsta, dar care vine așa, ca un șoc pentru... Și care e extrem de drastică, poate cea mai severă ce putea fi luată, nu? Simona Halep și fanii săi, susținătorii săi, 4 ani suspendare din tenis în acest caz de așa zis dopaj. Decizia este definitivă, domnule Zamfir. În cadrul ITIA, ea este definitivă. Simona poate să apeleze doar la calea excepțională de atac la Tribunalul de Arbitraj Sportiv din Lausanne, uh-huh, care e altceva. Deci are o cale extraordinară de atac. Da. Care este și ultima. Această, mă rog, poate fi, se poate spera, s-au mai văzut cazuri ca acolo la Lausanne această pedeapsă să fie redusă la jumătate. Deci să rămână cu 2 ani, adică încă un an din acest moment, da, de suspendare. Dacă se va întâmpla așa, dacă în acest caz foarte optimist, foarte favorabil, dacă se va întâmpla așa, cred că Simona mai poate să încerce să își reia cariera de jucătoare profesionistă la nivel înalt peste un an. E foarte greu. Foarte greu. Simona e puternică, dar nu cunosc în istoria tenisului decât un singur exemplu, cel al lui Andrei Agassi, care a revenit de la locul 217 mondial pe locul 1 în lume. Deci e foarte greu, pentru că neavând clasament, ea tocmai a ieșit din clasamentul WTA, trebuie să joace în turnee joase, în turnee ITF, Challenger și mai jos, ca să adune puncte. Și asta ia timp și uzează foarte dur. Apoi, chiar dacă primește niște wildcard-uri pe tablouri principale la turnee WTA, lucru care nu este de la sine înțeles, mai ales în cazul acesta al pedepsei maxime pentru dopaj pe care a primit-o. E posibil să nu îi se acorde aceste wildcard-uri, dar să zicem că îi s-ar da, și atunci e foarte greu, pentru că primele tururi, turul 1 și 2, în astfel de situații, de pe poziție fără clasament, întâlnești niște adversari extrem de puternice din prima parte a clasamentului mondial și atunci va fi foarte greu să acumuleze puncte, să-și facă o poziție cât de cât favorabilă în clasament. Extrem de dificil, dar dincolo de asta, poate că aspectul cel mai crunt în situația asta este cel moral. Practic, Simona este acuzată și sancționată maximum pentru dopaj și, dacă vă uitați în motivare, este pusă practic la îndoială întreaga ei carieră de jucătoare. Pentru că e vorba și de datele din, din pașaportul biologic, uh-huh, al Simonei, care, așa cum se spune acolo, au dus la o opinie unanimă a experților că este vorba de dopaj și chiar în mod repetat. Ceea ce eu nu voi crede până mor este că Simona a făcut lucrul acesta conștientă, cu premeditare, că a vrut să-și introducă substanțe străine în corp pentru a-și îmbunătăți performanța. Asta nu pot să cred și nu o să cred niciodată, dar convingerea mea nu ajută la nimic. Aveți, domnule Popescu, în situația în care ne aflăm acum și o altă teză decât aceasta pe care o furnizează acest dezonământ? De pildă ce fel de teză? Care să justifice această situație prin care trece Simona Halep? Adică cum a ajuns acea substanță în corpul ei dacă nu intenționat? Nu pot. I-a dat-o cineva. I-a dat-o cineva care știa că substanța, ce efecte are substanța respectivă, atât favorabile cât și groaznice efecte colaterale. Cineva în deplină cunoștință de cauză care a văzut lucrul acesta, eu știu, eu fi și spus, n-ai tu treabă, e bine, ia de aici.
nu stătea Simona să analizeze ce îi se dădea acolo. Am și spus-o. Simona nici nu cred că știa să rostească numele acestei substanțe. Am luat cunoștință cu ea de pe net. Deci asta este problema, dar faptul că substanța era prezentă în corpul lui este indubitabil. De la premiza asta plecăm, că e clar. Apoi, da. Apoi, vă reamintesc, domnilor, apărarea cu care s-a dus Simona Halep în acest proces a fost, și sunt nevoit acum cu toată tristețea care mă stăpânește, să o repet, așa cum am spus din primul moment. A fost o prostie, o tâmpenie. Argumentul suplimentului contaminat. Spuneți că exact. E ilogic. Exact. Și era ilogic, nici nu era vorba de o problemă de chimie sau de, eu știu, dopaj și așa mai departe. Acolo era o problemă de logică, nu? Da. Cum să fie contaminat cu roxadustat, o substanță rară, specială, din spitale, în condiții cu totul deosebite, să contamineze un supliment alimentar comercial comun. Și cu cât să fie contaminat suplimentul, astfel încât să se găsească volumul respectiv de substanță interzisă în organism? Da, deci da. N-am ce să spun. E o prostie. Prostie care a fost susținută și de Simona Halep la un moment dat. Că a fost foarte atent la vorbirile avocaților, dar la un moment dat a spus și Simona că e fac bună apărare a avocaților, ceea ce m-a pus foarte rău pe gânduri atunci. N-avea cum așa ceva să conteze în judecata de acolo. N-avea cum o asemenea apărare. Nu mi-am făcut niciun fel de speranțe. Și văzând amânările astea repetate, care m-au revoltat și pe mine, presimțirile erau negre. Adică, sigur că mă lovește, mă întristează această hotărâre, dar nu mă surprinde. Mă așteptam la o hotărâre dură, dat fiind cum evoluau lucrurile. Dar e o pată, vă dați seama acum, dincolo de problema asta, dacă mai joacă sau nu tenis la nivel înalt Simona, problema este de pata de pe ea. Acum, cu această hotărâre, este practic o invalidare a întregii ei cariere și eu știu cât a muncit fata asta în toți anii ăștia. E groaznic, e groaznic, e dureros. Da, probabil că e secundar dacă va mai juca sau nu va mai juca în relație cu această circunstanță în care toată cariera ei e pusă sub acest semn al întrebării nedrept. Îndrăznesc să spun și eu. Dar pune o întrebare Cătălin Tolontan în urma acestui deznodământ și zice, nu, dacă au avut probe atât de puternice ca să-i dea 4 ani de suspendare, Simone Halep, de ce a fost nevoie de un an de deliberare? Adică... Nu, nu are sens. O astfel de întrebare nu-și mai are rostul acum. Bine, sigur, domnul Tolontan e jurnalist. Da. Sigur, poate să pună ce întrebări dorește, dar nu și are niciun, nu mai are rost. Eu am pus întrebarea asta de zeci de ori. În clipa de față nu o mai repet. Asta este decizia. Ei pot să-ți răspundă eventual cei de la tribunal. Dom'le, ne-a fost foarte greu să luăm o astfel de decizie atât de dură pe care a trebuit să o comunicăm astăzi. Da? Asta pot să răspundă. Nu, de aceea am tot amânat. Pentru că ne-a fost și nouă greu să pronunțăm această hotărâre care se impunea de la bun început, dar am căutat să analizăm cu mare atenție și să nu comitem o nedreptate. Pot să răspund așa, da? Eu acum fac niște deducții, nimic altceva. Deci situația asta este, trebuie să plecăm de la fapte, să fim realiști, asta este situația. Dacă se menține 4 ani decizia, atunci practic e terminală. S-a încheiat cariera Simonei Halep. Dacă vor fi 2 ani, atunci am mai putea spera. Simona Halep are o reacție la această decizie de ultimă oră. Ea poate fi sintetizată sub această idee că lupta mea continuă, voi urma toate căile legale. Are un text ceva mai lung, mai elaborat în legătură cu situația aceasta, dar sinteza este că lupta continuă și că va urma toate căile legale, toate căile legale însemnând probabil cea la nu care... Nu mai e decât asul, nimic altceva. Una singură, da. Asta ar putea să mai schimbe un pic lucrurile, spre asta ar putea să înjumătățească această pentru trafică. Pentru cei care vor să pună întregul episod într-o cheie politică,
Are sens să ne gândim și la cetățenia, naționalitatea Simonei Halep? Dacă ar fi fost un jucător al unei alte țări, tratamentul ar fi fost similar? Da, sigur. Așa cum zice marele nostru Ilie Năstase, dacă era din Statele Unite, pedeapsa nu ar fi fost așa de dură. Ca așa a văzut că a declarat. Asta a declarat. Da. Evident că nu voi susține. Lucrurile astea fac parte dintr-o anumită orientare, dintr-o anumită tabără, da, a inșilor care sunt suspinătorii țărișoarei și românașului, da, care suntem asupriți. Noi, o țară mică și când stăm în genunchi, nu batem cu pumnul masă și de-aia suntem asupriți de astfel de organisme alegice, internaționale și a mai departe, conspiraționiști, în sfârșit. Nu cred așa ceva niciun moment. Hotărârea e hotărâre. Nu, dați seama, e noaptea, minții absolut. Am auzit că au vrut să o împiedice pe Simona să, nu știu ce să facă în raport cu alte jucătoare. Păi Simona nu mai era nici măcar în primele cinci din lume. Unde s-o împiedice? S-o împiedice pe Simona să ia locul lui Sabalenka? Care pe locul întâi, sau al Świątek, care era anul trecut, de aia s-a făcut conspirația asta împotriva ei, în favoarea lui Świątek și Sabalenka, măcar să-i fost Serena Williams, da? Atunci avea sens ce spunea domnul Năstase, dar Serena s-a retras. Cam mare deranj așa ar părea pentru o conspirație mondială, având în vedere, da, au zis domnilor, posibili beneficii. Dar de ce nu aud? Domnilor, de ce n-aud eu de ani de zile, de în ultimii ani, de ce n-aud eu de o conspirație în care, cum să spun eu, elementul malefic, vrăjitoarea aceea, să fie Rusia și nu Occidentul și nu Statele Unite? Ați auzit pe undeva? De ce nu o conspirație a Rusiei împotriva Simonei Halep și a României? Asta n-auziți. N-auziți deloc. Păi, poate că cei mai bătrâni își pot aminti ce a avut de suferit sport românesc din pricina Rusiei, nu din pricina Americii. Vă amintiți la Olimpiada din 1980 de la Moscova, când a ieșit din sală, din competiție, întreaga delegație română de gimnastică, în urma hotărârilor, într-adevăr, strigătoare la cer, ale Comisiei de Arbitraj conduse de Ellen Berger din Republica Democrată Germană, care era omul rușilor. Deci, dar noi ne gândim acum, nu, zic, domne, dacă era american, că asta e problema, domne, americanii, domne, au ceva cu România, domn. Da, e o stare pe care am văzut, da, putem remarca și în alte subiecte. De exemplu, în situația în care a început acest război, această invazie, ulterior, imediat terminării pandemiei. Și am văzut că, deși pandemia a venit din China, iar războiul din Rusia, de vine erau țările occidentale pentru această sincronizare. Deci făceau parte dintr-o teorie a conspirației, deși lucrurile, elementele centrale erau în partea cealaltă. E o curiozitate, sigur, pe care ați... Păi asta, domnule Buzeanu, asta arată originea, arată izvorul teoriilor conspirației, da? De unde vin ele? No? Dacă ele au această poză, această radiografie orientată spre vest, întotdeauna cu săgeata spre vest, e limpede, nu? De unde vin? De unde au geneza. Domnule Popescu, v-aș mai reține cu o întrebare. Până la urmă, cronologia ne spune faptul că Simona Halep a intrat sub incidența acestei probleme, poate într-o sincronizare cu momentul în care i-a intrat pe mâna antrenorului Muratoglu. Ați face o vină în legătură cu situația aceasta? Adică poate că o vină ar avea și sistemul în care a intrat acolo Simona Halep. Da, aici nu cred că a fost o decizie foarte fericită faptul că Simona Halep s-a separat complet de mediul românesc. Nu că l-a ales pe Muratoglu să fie antrenor. Eu nu vreau să-l contest pe Muratoglu ca antrenor, ca valoare, însă faptul că i-a concediat peste noapte pe
Adrian Marcu și pe Daniel Dobre, faptul că n-a mai rămas în staful ei, a plecat și Teo, s-a dispensat și de Teo Cercel, de preparatorul ei fizic, care este persoană foarte importantă, ce să mai, n-a mai rămas nimeni. Ea s-a încredințat, ca să spun așa, unui staff exclusiv francez, cum acum n-a mai ținut legătura nici măcar cu Agenția Națională Antidoping din România, din acel moment, lucru pe care îl făcuse în fiecare an până atunci. Asta da, aș putea să îi recunosc Simonei, dar nu am ce să comentez în rest în legătură cu domnul acesta Muratoglu. Iar în ce o privește pe Simona, v-am spus, niciodată nu o să cred că ea și-a introdus în mod intenționat substanțele acestea în corp ca să-și îmbunătățească performanța. Am văzut-o jucând în ultimii 10 ani, am văzut toate, aproape, cred, 95% dintre meciurile ei le-am văzut. Și Simona nu a recurs niciodată la niciun truc, la niciun tertip, așa cum multe alte jucătoare recurg pe teren pentru a-și scoate din ferite adversarul, pentru a-i tăia elanul și aia de parte. Simona a jucat întotdeauna drept, cinstit, fără și replicuri, și așa că a fost și în cazul acesta, dar asta nu poate să schimbe cu nimic această decizie. Mulțumim tare mult pentru timpul alocat, gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu, în legătură cu această... Îi mulțumim pentru comentarii, pentru concluzie. Explicații. Reamintim, este informația acestei zile, dacă nu vi se pare mai important, că PSD și PNL vor să candideze pe liste comune la alegerile parlamentare. Sper să nu vi se pare. Simona Halep, 4 ani suspendată din tenis, este această decizie care poate fi într-adevăr contestată printr-o metodă extraordinară. Cale extraordinară de atac. Uite, Lupiedone, am văzut că a ieșit. Deci dacă e potrivită gluma... Nu știu dacă i-a ieșit Lupiedone sau a ieșit Piedone, pur și simplu, bine. Cale extraordinară de atac, da. Cale extraordinară de atac. Păi da, atunci să contestești Simona Halep-o la înalta curte. Dacă ar fi să... Aici, dacă prinde judecătoria... Bine, domnul Buzeanu, pe de altă parte, dacă îi scrii, dacă ajungi la judecătorii potriviți, de exemplu, judecătorii din dosarul Ursu, îți vor spune că Roxa Dustanu ăsta, cum dracu se numește, că nu e chiar așa, nici că este o țară din fosta Uniune Sovietică, știi? Tajikistan, Roxa Dustan, cum dracu se numește. Așa. Îți vor spune că nu e chiar face bine și vă rog frumos să luați cu toții. Adică nu te-ai fi așteptat să spun, păi nu, ăsta îi se recomandă. Nu că e vinovat, chiar trebuie să decizia, luați. Decizia cazului păi domnului Ursu a fost că da, că domnul Ursu, că nici domnul Ursu era dividend, nici ea nu era torționar. Era un bișnițar, da. Securitatea nu se ocupa să stai să te urmărească pe tine, știi? Adică da. depinde și cine te judecă. Își vor mai face poze acum cu Simona Halep, politicienii români. Doamna Firea a pregătit un moment special, bine ai venit în țara noastră. Bine ai revenit în țara noastră, bine ai devenit țara noastră, nu știu. Mă gândesc că poate ar trebui și jocul ăsta de glezne să se petreacă. Nu, eu mă aștept ca domnul Bode să ceară sancțiuni mai dure pentru sportivii depistați topați. Și să aplice amenzi mai mari. Fie, da, da. Păi nu știi că ai noștri sunt așa întotdeauna, după ce decizie se ia în altă părți, se lipesc și ei, se vertuzează, soi. Nu suntem de acord cu... Doamna Firea da. Nu e primară, poate i-ar fi luat cheia înapoi, că-i dăduse cheia orașului, să poată să intre noaptea singură, să nu trească, să o trezească pe doamna Firea, să vină doamna Firea din voluntari. Sunt și eu aici, a București, vreau să intru, e încuiat. Haideți că trag ceva pe mine și îmi port. I-i dăduse cheia, da, vreau. Da, i-i dăduse cheia orașului, bine ai venit în orașul nostru.